Bună! În ziua de astăzi, grupurile de pe Facebook au devenit o sursă tot mai folosită pentru informare online. Pe Facebook există de la 1,8 miliarde de grupuri. Astăzi am să vă povestesc despre unul dintre ele. Cu 4 ani în urmă a fost creat grupul Quiz Moldovenci din SUA, un loc unde am unit toate femeile stabilite cu traiul în America care vorbesc aceeași limbă ca și noi. Acum însă o să descoperim împreună una dintre cele mai frumoase experiențe dăruite de această platformă. Pentru că sărbătorile de iarnă ne fac mai bune, am decis să ajutăm una din cunoscutele noastre. Este vorba despre o fată frumoasă, o fată tânără și, cel mai important, o mămică, pe care sper eu că am ajutat-o să devină mai încrezută în sine și, nu în ultimul rând, mai frumoasă, pentru că totul începe de aici. Bună, dragile mele! Am avut plăcerea de a lua parte la acest proiect minunat. Mă bucur că în acest fel a apărut un om minunat și deosebit, o femeie foarte puternică, care a avut doar nevoie de un mic impuls pentru a depăși starea în care intrase. Și cred că prin această stare am trecut fiecare măcar o dată în viață. Încurajările și vorbele bune mereu își au locul în astfel de situații. Indiferent de situația în care vă aflați, să nu uitați niciodată că nu sunteți singure. Dumnezeu este mereu cu noi. Cereți ajutorul și îl veți primi cu siguranță. Dumnezeu lucrează prin oameni. Vă doresc la toate numai bine, sănătate și un an nou fericit. Acest experiment frumos a luat începutul în grupul Quiz, un grup care pe măsură ce se dezvolta a provocat apariția postărilor anonime. Astfel, am realizat că multe din generațiile de femei stabilite cu traiul în America au nevoie de ajutor, suport, ghidare și implicare. Iată așa a apărut pe grup hashtag-ul Tu nu ești singură. Platforma Tu nu ești singură a fost creată pentru a ajuta doamnele și domnișoarele stabilite cu traiul în SUA, care întâmpină greutăți să se integreze sau trec prin perioade neplăcute și nu știu unde să apeleze, păstrându-le ascunsă identitatea. Avocați, psihologi, psihiatri, medici, consilieri pe probleme de educație care lucrează cu copii cu dizabilități multiple, terapeut nutriționist, iar datorită anonimii care vom cunoaște astăzi, s-au alăturat și reprezentanți din domeniul frumuseții. Desigur, avem norocul de a avea alături femei deosebite, care ne susțin și care au diferite miserii și pur și simplu își doresc să ajute. Toate aceste servicii sunt oferite absolut gratis pentru femeile care nu au posibilități materiale, dar au nevoie de ajutor. Eu am ghidat-o puțin pe anonimă cum poate să slăbească. Sunt foarte mândră de anonimă că a reușit să slăbească cu un rezultat foarte bun, mai bun ca al meu, într-un timp foarte scurt. Așa cum am scris și în postarea ei, atunci când îți dorești să slăbești, nu aștepți ziua de luni sau data de întâi. Și te apuci de asta. Odată ce devenim mame, corpul nostru se schimbă și este mult mai greu să arătăm așa ca înainte. Nu există vreo dietă minune pe care să o ții o singură dată și să rămâi așa cum ești în urma dietei. Deja este nevoie de multă muncă pentru a arăta bine. Eu mă bucur enorm de mult că noi toate împreună am reușit să o motivăm pe anonimă, ca ea să se schimbe fizic, să se placă pe ea poate mai mult și la rândul ei poate va ajunge să motiveze alte fete prin transformarea ei. Minute sau slabe, principalul să ne simțim bine în pielea noastră. Timp de o lună, anonima noastră a avut parte de o multitudine de servicii de înfrumusețare, care a adus tinerii noastre zâmbetul pe buze și încrederea pe care o căuta. Aducem sincere mulțumiri tuturor persoanelor implicate. De asemenea, tânăra mi-a mărturisit că un impact extraordinar au avut cuvintele de încurajare din comentariile acelei postări anonime din grup. Iată de ce nu trebuie să uităm niciodată că un simplu cuvânt de încurajare poate avea puteri nemărginite, iar o critică în momentul nepotrivit
poate dobori pe oricine. Iată de ce, haideți să dăruim în noul an cuvinte frumoase și foarte multe încurajări. Eu mă numesc Galina și vă salut din New York. Vă îndemn și vă încurajez ca un exercițiu în anul nou care vine să spuneți cu voce tare ce vă doriți cu adevărat. Îmi doresc un serviciu nou, îmi doresc o casă nouă, îmi doresc o relație mai bună, îmi doresc prieteni adevărat. Orice ar fi, spuneți-o cu voce tare și atunci sunt sigură că Universul o să vă răspundă la acele cerințe. Eu am o deviză și ea sună așa: nu am totul, dar iubesc tot ce am. Cu alte cuvinte, iubiți și apreciați tot ce aveți lângă voi. Salut tuturor! Uite că anul nou la ușă ne bate. Pentru mulți din noi, noul an reprezintă o șansă la un nou început. Mai prosper, mai fericit. După cum spune Viktor Frankl, psihiatrist recunoscut în toată lumea și supraviețuitor al Holocaustului, cea mai mare libertate umană este de a-și alege atitudinea în orice circumstanță din viața sa. În 2021, vă îndemn să abordați o atitudine pozitivă, să fiți mai liberi, mai visători și mai împliniți. La mulți ani! Salut, eu mă numesc Alexandrina Flătescu și am 24 de ani. Mi-am dorit foarte multă schimbare și am scris pe pagina tu nu ești singură despre această dorință mea și iată zânele de acolo s-au adunat toate la loc și m-au ajutat în această schimbare frumoasă. Știu că simt frumos, dar nu știu dacă așa te rog. După o lună de programări și diferite schimbări în locul tău, s-a schimbat ceva în tine, în felul în care te vezi în oglindă? Da, s-a schimbat foarte mult și cel mai mult s-a schimbat ceea ce eu simt în interior. Mă simt mult mai fericită, mult mai mulțumită, mult mai împăcată cu eu în meu însuși. Și atunci când mă privesc în oglindă, deci sunt mult mai mulțumită și mult mai satisfăcută cu ceea ce... Te simți frumoasă? Da. Ce crezi că este important pentru o femeie atunci când e vorba de aspectul ei fizic? Este important cum e machiată, îmbrăcată sau poate este altceva la mijloc? Cel mai important este atunci când o femeie este fericită. Și dacă fericirea vine din interior, deci asta se manifestă și la exterior. Deci, și atunci ai și dorință să te machiezi, să arăți bine, să slăbești ca să dai kilogramele jos, să te îmbraci frumos. Și cel mai important dacă ești iubită, pentru că dacă ești iubită, ai și pentru cine să te machiezi, să te îmbraci frumos. De ce crezi că s-a întâmplat așa, că anume tu ai devenit femeie care are parte de așa o experiență frumoasă? S-a întâmplat pentru că nu mi-a fost frică să recunosc că am probleme și nu pot să fac față singură la ele. Nu mi-a fost frică să recunosc că nu știu de unde să încep, unde să mă adresez, ce să fac. Și datorită faptului că am avut curajul să apelez și să cer ajutor, iată, mi s-a întins nu doar o mână de ajutor, dar 10 de mâini de ajutor și iată, am făcut parte în acest proiect minunat. Cu siguranță ai învățat ceva din toată această experiență. Poți să te împarți cu noi cu ce anume? Da, am învățat foarte mult. Cel mai important am învățat să mă iubesc pe mine însumi. Asta mă face mult mai fericită. Și atunci când te iubești singur pe tine, deci ai și dorința de a arăta bine, de a te dezvolta, de a progresa și de a obține rezultate frumoase. Și desigur ne-a plăcea să auzim câteva cuvinte adresate tuturor oamenilor care s-au implicat direct în schimbarea ta și au contribuit pentru a te simți mai frumos. Eu vreau să vă spun mulțumesc din suflet. În acest proiect știu că ați depus foarte multă muncă și v-ați dat tot sufletul. Eu sunt foarte mulțumită de rezultatele care le-am obținut.
Sunt foarte mulțumită de felul cum ați lucrat și vă mulțumesc din suflet că ați făcut toate aceste lucruri pentru mine absolut gratuit. Eu vă sunt foarte recunoscătoare. Vă doresc să fiți fericiți cu toții. Vă doresc sărbători fericite dumneavoastră și familiilor dumneavoastră. Povestește-ne ce schimbare a avut loc. Câte kilograme ai pierdut și cum te-ai schimbat fizic? Am pierdut 12 kg total. Deci am o schimbare de coafură, de freză, de culoarea părului, de stil, machiaj, unghii. Am beneficiat și de serviciile stomatologului. Am beneficiat și de serviciile stiliștilor ca să aleg ținuta potrivită. Deci, și cel mai important, m-am schimbat eu sufletește, deci prin discuțiile cu psihologul. Am pus cap la cap multe semnuri de întrebări care le-am avut și multe probleme nerezolvate și acum mă simt mult mai bine, mult mai liniștită, mult mai fericită și vreau să împart această fericire și bucurie cu toți și în special cu familia mea care m-a susținut, m-a încurajat. La sfârșit vreau să transmit un mesaj pentru doamnele și domnișoarele care ne urmăresc acum și nu se simt cea mai bună versiune sa. Vreau să vă transmit tuturor doamnelor și domnișoarelor. Deci să nu vă fie frică să recunoașteți că nu vă simțiți bine în corpul vostru. Să nu vă fie frică să cereți ajutorul cuiva, ajutorul unui specialist. Să nu vă fie frică și rușine să spuneți atunci când puteți face față obstacolilor și problemelor să cereți ajutorul la specialiști necesari. Eu sunt sigură că pentru fiecare o să se găsească zinele care o să le ajute și o să le îndrumeze toate. Acest experiment i-a sfârșit aici. Mulțumesc foarte mult tuturor profesioniștilor care au ales să ne ajute și să o susțină pe Alexandrina. Vreau să mulțumesc fiecăruia din voi, pentru că voi ați făcut ca acest lucru frumos să fie posibil în ajun de anul nou. Din păcate, nu putem să oferim aceleași servicii din nou și din nou, pentru că vă dați seama, niciun cosmetolog, stomatolog sau orice alt profesionist nu poate să ofere serviciile sale gratis în continuu. Însă, acest experiment poate să fie un exemplu pentru fiecare din noi. Fiecare din noi, în fiecare zi, are în mâinile sale alegerea de a face o faptă bună. În fiecare zi avem posibilitatea de a dărui, de a face lucruri frumoase, de a ajuta. Aici îmi iau rămas bun de la voi și vă doresc nu numai să trăiți lucruri frumoase și magice în noul an, dar să aveți dorința de a le aduce și altora în dar. La mulți ani și un an nou cât mai fericit!